Stimați prieteni, am plăcerea să vă prezint un material semnat de George Hodorogea și intitulat Secretele interzise ale Universului. Nu suntem singuri în Univers. Galaxia noastră ar putea găzdui zeci de miliarde de planete locuibile, similare Terei. Acest anunț crucial pentru viitorul omenirii a fost făcut de un grup de astronomi de la Observatorul Astronomic din Grenoble, Franța, și se baza pe informațiile obținute de ei, cumulate cu cele ale Observatorului Astronomic La Silla din Chile. Cele două telescoape speciale începuseră de fapt un studiu comun asupra a 9 planete similare Terei. Prin extrapolarea acestor descoperiri, astronomii francezi susțin că ar putea exista zeci de miliarde de planete locuibile numai în galaxia noastră, Calea Lactee, iar aproximativ 100 dintre acestea s-ar afla destul de aproape de Soarele nostru. Aceste planete ar putea gravita în jurul unor stele mai mici decât Soarele, planete denumite pitice roșii. Se știe că acest tip de stele sunt foarte numeroase și răspândite în Calea Lactee, galaxia noastră cuprinzând aproximativ 160 de miliarde de stele, iar dintre acestea cel puțin 100 au fost deja studiate. Stelele piticele roșii reprezintă 80% dintre stelele din Calea Lactee, deci un număr imens din care cu siguranță multe dintre ele ar fi potrivite vieții în sensul înțeles pe Terra. Ce au descoperit telescoapele gigant? O nouă planetă a fost adăugată pe lista încă restrânsă a celor mai bune candidate pentru căutarea unor semne de viață dincolo de sistemul nostru solar. A fost descoperită o nouă planetă care ar putea găzdui viață, un fel de pământ din afara sistemului solar. Sunt doar câteva afirmații seci ale savanților de la Grenoble, susținuți de data aceasta și de cei de la ESO, Observatorul European de Sud. Este vorba de planeta Ross 128b, planetă care a fost descoperită pe orbita unei stele din constelația Virgo, la 11 ani lumină în afara sistemului solar. Un an lumină echivalează cu 9460 de miliarde de kilometri. Ross 128b este foarte aproape, ceea ce ne va permite să o vedem cu ajutorul unui telescop precum EELT, European Extremely Large Telescope, aflat în construcție și cu data finalizării în anul 2025, a declarat Xavier Bonfils, astronom în cadrul Centrului de Cercetare francez CNRS la Observatorul pentru Știința Universului din Grenoble. Potrivit oamenilor de știință, ROS 128b ar putea găzdui forme de viață, planeta având dimensiuni similare cu cele ale Pământului, iar temperatura de la suprafața sa ar putea fi apropiată de cea de pe Terra, deci ar putea fi compatibilă cu prezența apei în stare lichidă, indispensabilă pentru viață așa cum o cunoaște. Această stea ar orbita în jurul stelei Proxima Centauri, în ceea ce se afirmă că ar fi zona locuibilă, zonă care permite prezența apei lichide. Proxima Centauri face parte din sistemul Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem stelar de sistemul solar, aflat la o distanță de aproximativ 4,2 ani lumină de sistemul nostru solar. Astfel, până azi, câteva mii de exoplanete au fost descoperite, dar doar circa 50 dintre acestea sunt considerate potențial locuibile. În afara deja celebrelor observatoare astronomice terestre, astronomii beneficiază în prezent și de uriașul telescop spațial Hubble, denumit după numele cunoscutului astronom Edwin Hubble, și care este un telescop plasat pe orbită în jurul Pământului, ce este poziționat în afara atmosferei terestre, ceea ce îi conferă avantaje semnificative față de telescoapele de pe Pământ, imaginile nefiind perturbate de către turbulențele atmosferice, iar telescopul putând capta informații și în spectrul ultraviolet, al cărui lungim de undă sunt în mod normal puternic atenuate de către stratul de ozon al Pământului. De la lansarea lui în 1990 a devenit unul dintre cele mai importante instrumente din istoria astronomiei și datorită lui, astronomii au făcut numeroase observații care au dus la importante descoperiri în astrofizică. Una dintre cele mai mari descoperiri ce țin de marile secrete ale Universului o reprezintă torpilele de foc. De fapt, niște bule de plasmă ce se deplasează prin spațiu într-un mod atât de rapid că au nevoie de doar 30 de minute pentru a acoperi distanța dintre Pământ și Lună. Cercetătorii cred că bulele de plasmă
ar fi început să se deplaseze ca urmare a existenței unei stele invizibile care le însoțește, stea situată într-o orbită eliptică care o conduce în apropierea unei stele gigantice roșii la fiecare 8,5 ani. Ce secrete s-au aflat și de ce le ascund marile guverne? Informațiile date de marile observatoare astronomice sunt folosite și procesate într-un program comun mondial, coordonate însă de NASA. Aceasta folosește deja pentru procesare un gigant calculator denumit Mira, creat de specialiștii de la IBM. Acest nou și ultra-sofisticat instrument de calcul este de 5 ori mai performant decât cel mai sofisticat calculator existent în prezent. Cu ajutorul Mira, savanții sunt convinși că vor rezolva probleme care cel puțin până acum rămăseseră de domeniul misterelor. Mira este alcătuit din numai puțin de 750.000 de procesoare. Printre altele, Mira ar putea răspunde la întrebări legate de evoluția Universului și va putea efectua simulări ale vieții extraplanetare. Se pare că deja o parte din marile secrete ale Universului ar fi fost aflate de cei de la NASA, implicit de marile guverne, cele care conduc destinele noastre și ale Pământului, dar, din diverse motive, aceste secrete nu pot sau nu se vrea a fi dezvăluite. Ne confruntăm în întreaga lume cu o conspirație monolitică și nemiloasă, care se bazează în mod primordial pe secrete pentru a-și extinde sfera de influență, sugerează un contestatar al programelor NASA. Operațiunile sunt ascunse, nu publicate, greșelile sunt îngropate, nu apar în ziare, dizidenții sunt aduși la tăcere, nu încurajați, nici o cheltuială nu este anchetată și niciun secret nu este dezvăluit. Continuă acesta, bazat și pe secretomania NASA. Ce spun savanți? Din moment ce există deja o formă de viață inteligentă, omul, atunci, indiferent cât de rar ar apărea așa ceva, ar trebui totuși să mai găsim ceva asemănător, având în vedere cât de uriaș e Universul. Carl Sagan. Dacă e așa de probabil să existe ființe inteligente pe alte planete, cum se face totuși că n-am detectat până acum niciun semn care să indice existența lor? Enrico Fermi. Ideea existenței extraterestrilor e perfect rațională, însă întâlnirea cu ei s-ar putea dovedi devastatoare pentru specia umană, așa că poate n-ar trebui să ne străduim atâta să intrăm în contact cu ei. Stephen Hawking. Teoriile acestea sunt deocamdată prea vagi pentru a fi bineînțelese, chiar și de către oamenii din branșe, cât despre aplicarea lor în practică, deocamdată suntem tot la faza imaginației. Rich Holden. Dar cum totul începe cu o idee, cine știe dacă într-o bună zi nu vom putea călători într-un alt univers ca să găsim acolo ceva ce n-am găsit într-al nostru. Mick Risalton. Ce secrete nu ni se împărtășesc nouă oamenilor de rând? Mult dorita, dar și periculoasa antimaterie se pare că se găsește în univers. Zeci de ani s-au străduit savanții să o producă în laboratoare și n-au reușit decât în mică măsură și neelocvent. Ei bine, Universul adăpostește multă antimaterie, element ce poate declanșa haosul, ba chiar extinția însuși a Universului. Dacă este adevărat, se pare că este și firesc nedezvăluirea acestor informații, care ar crea o panică generalizată incontrolabilă. Se spune că, în teorie, unul și același eveniment creează concomitent atât materie cât și antimaterie. E un fel de teorie yin-yang aplicată la fizica particulelor. Savanții sunt de părere că inclusiv momentul denumit Big Bang a creat un număr egal de particule și antiparticule. Este de temut că cineva cândva va putea descoperi și mai ales să controleze antimateria. Ar fi noul Dumnezeu, de data asta negativ, John Forbes. Pe lângă antimaterie, savanții vorbesc și de așa numita materie neagră sau energia neagră. Prin asta se delimitează ceea ce omenirea cunoaște despre univers, circa 3%, și ceea ce nu cunoaște, adică aproape 97%. Nu se vede, nu se simte, dar e acolo, spun savanții. Mai mult, acestei materii negre este asociat un tip special de energie pe care de asemenea nu se poate percepe sau înregistra formal direct. Calculele furnizate de Mira reflectă că această materie neagră declanșează o superenergie neagră care se presupune e folosită datorită vitezii inimaginabile a deplasărilor multigalactice a supercivilizațiilor. Va veni și sfârșitul Universului?
Conform celor mai elementare legi ale fizicii, orice lucru care are un început trebuie să aibă și un sfârșit. Oare și universul va avea acea soartă? Probabil că da. Numai că nu se poate aproxima când va fi finalul, dar va fi. Evident, savanții s-au întrebat mereu când va dispărea universul și cum se va petrece sfârșitul. În prezent nu există un răspuns satisfăcător. Despre anumite galaxii, sisteme solare sau stele se pot face predicții, dar despre univers, în totalitatea sa, nu. Și totuși, date furnizate de Hubble, toți au putut fi interpretate destul de îngrijorător. Finalul universului poate veni odată cu expansiunea nesfârșită până când, din mulțimea de planete, comete, stele și alte corpuri cerești, nu va mai rămâne decât un nor de materie difuză cu masă uniformă de pulbere de stele. Calculele arată că și gravitația poate produce extincția, atunci când aceasta va controla totul, deci totul va fi atras către totul și va urma firesc marea implozie. Gravitația va pune stăpânire în cele din urmă pe întreg universul, va copleși totul, făcând ca totul să-și încetinească rotirea până când universul va recădea în sine, reducându-se la un singur punct. De unde cândva, după cine știe cât timp, ce oare va fi acel timp, ar putea apărea printr-un nou Big Bang un nou univers. Carl Sagan. Alt pericol ascuns nou ar fi particulele barionice din care sunt alcătuite sistemele cerești. Acestea sunt particule compuse de susceptibile să se desfacă în elementele componente, ceea ce ar însemna dezintegrarea treptată a universului care ar stinge încetişor, asemenea unui lumin care pălește, până când nu ar mai rămâne decât marele nimic. Avem un singur univers? Din ce în ce se vorbește tot mai mult despre existențe paralele, despre universuri infinite paralele cu cel în care noi azi ne ducem minuscula noastră existență. Calcule matematice ne asigură de existența universurilor paralele, dar de contactat încă nu se poate, cel puțin așa ni se spune. Folosind datele și soluțiile fizicii cuantice, mulți avanți nu exclud posibilitatea existenței mai multor universuri, fiecare având o istorie proprie, poate funcționând după propriile legi ale fizicii, altele decât cele pe care le cunoaștem noi. Toate aceste universuri ar exista simultan, interacțiunile lor fiind însă limitate. Și totuși, dacă cu ajutorul antimateriei cineva poate controla trecerea dintr-un univers în altul, și se pare că se poate, dar cercetările NASA au intrat la strict secret. Și dacă cei ce mor aici pot fi înlocuiți cu similarii lor din celelalte universuri? Și totuși să presupunem că se poate substitui un individ cu altul din alt univers. Întrebarea care se pune și la care încă nu s-a dat răspuns ar fi aceea care retoric se întreabă dacă individul similar ar avea aceleași caractere, aceleași atribute. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și sunt convins că acest material semnat de George Hodorogea l-a captat interesul. Să auzim numai de bine, pe curând!